Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte și iubiți frați și surori împreună rugători. Se cuvine să-i dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru că ne-am vrednicit să ducem la capăt această frumoasă rugăciune a Marelui Canon a Sfântului Andrei Criteanu. Sigur că fiecare dintre noi, să spunem așa, avem câte un rucsac în spate, în care până în acest moment am adăugat în el și am cules cele mai bune și cele mai potrivite roade ale pocăinței. Dacă până acum acest rucsac este la jumătate, sau mai are un pic până la fi plin, de acum înainte datori suntem că vine o perioadă foarte importantă, și anume Săptămâna Mare, care ne bate la ușă, și datori suntem să umplem cu faptele noastre de pocăință și cu fapte vrednice de pocăință, cum spune Sfântul Ioan Botezătorul, ca mai apoi să putem să întâmpinăm așa cum se cuvine învierea Domnului. La provocarea Părintelui am să vă spun un cuvânt în seara asta. Sigur că despre post știți destule. Despre adevărata pocăință, despre roadele pocăinței și m-am gândit să vă spun un lucru personal. Și de aceea am și început cu acest verset din Evanghelia după Ioan. Vă mărturisesc că de fiecare dată când am momente mai slabe în credință, când am o deznădejde, când am o întristare, când am și câte o bucurie, sau când vreau să mă gândesc cât de mare este Dumnezeu și să mă minunesc de acest lucru, deschid Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, pe care o consider personal cea mai frumoasă carte din Noul Testament. Sigur că de unde am citat în această seară este un capitol deosebit. Un capitol în care vedem sau îl vedem pe Mântuitorul Hristos spunând adevărata rugăciune sau cum mai este anumită și rugăciunea arhierească. Trăind-o intens, profund, rugându-se atât pentru el, rugându-se pentru ucenicii lui și, nu în ultimul rând, pentru mireasa lui care este biserica. În această rugăciune vedem un răspuns pe care probabil fiecare dintre noi ne-l pune la întrebarea care este viața veșnică, pentru că tot auzim citindu-se și spunându-ne preoții că trebuie să moștenim viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu, iar răspunsul îl găsim aici. Iar acest răspuns este, viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Fiul tău, Iisus Hristos. Părinții bisericii noastre adesea ne-au spus despre faptul că trebuie să trăim veșnicia încă de aici, de pe pământ. Adică să-i simțim pulsul încă din această viață. Versetele următoare, sau prin versetele următoare, și prin oblăduirea Sfântului Duh, Sfântul Evanghelist Ioan ne încredințează pe fiecare în parte, căci cuvintele pe care le ascultăm aici la biserică și pe care le citim în taină acasă, din Sfânta Scriptură, sunt cuvintele lui Dumnezeu însuși, cuvinte care dau viață și care izvorăsc din Logosul lui Dumnezeu. Săvârșind o minune mare și frumoasă, Mântuitorul Hristos, atunci când a înmulțit pâinea și peștii, sigur că s-au smintit unii oameni văzând asemenea minuni mari și s-au lepădat de Hristos. Și atunci întreba Hristos, sau încerca pe apostolii lui care erau mai îndeaproape, spunându-le
oare și voi mă veți părăsi sau și voi veți merge de la mine? Iar atunci Sfântul Apostol Petru face o mărturisire frumoasă, spunând că, Doamne, oriunde vom merge în această lume, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cu alte cuvinte, de ce am merge sau unde am merge, Doamne, de la fața Ta, când Tu ești viața cea adevărată? În versetul 21, al aceluiași capitol 17, vedem dorința arzătoare a lui Dumnezeu aici pe pământ. Și acea dorință este ca toți pe care i-a primit spre păstorire să fie una. Și acesta face o analogie între unitatea Sfintei Treimi, deci așa unitatea ar trebui să fie între oameni cum este în sânul Sfintei Treimi, și între biserică. Este și firească această dorință, deoarece există un singur Dumnezeu. Dumnezeul nu este fragmentat, este unul singur. Unicitatea bisericii constituie, în fața luminii creștine, cea dintâi dovadă a Dumnezeirii misiunii lui Hristos și a superiorității creștinismului față de celelalte religii ale Pământului. Un sfânt al bisericii noastre, Sfântul Chiril al Ierusalimului, tâlcuind Sfânta Evanghelie după Ioan, ne spune că în două feluri se fac creștinii părtași de slava lui Hristos, unindu-se trupește cu El prin Sfânta Euharistie și dovnicește și ca Dumnezeu prin lucrarea Sfântului Duh izvorâtă din Sfintele Taine la care noi participăm. Rugăciunea arhierească sau capitolul 17 al Evangheliei după Ioan se încheie prin proclamarea Fiului, proclamarea numelui lui Dumnezeu. Știm încă din Vechiul Testament că nu era voie sau nu era permis să se pronunțe numele lui Dumnezeu decât arhiereului și atunci odată pe an. Dar vedem acum că din marea lui iubire de oameni, Dumnezeu ne permite să vorbim cu El, să spunem la pertu. Și spunem, Doamne, ajută-ne! Doamne, fie-ți milă de noi! Deci vedem că în fața lui Dumnezeu nu trebuie să ne prezentăm neapărat cu formule de politețe, sigur, cu respect și cu slavă înaintea Lui, pentru că nu este oricine, dar Dumnezeu ne permite fiecăruia în parte și pe toți ne primește la fel atunci când vine vorba de o cererea noastră, de mulțumire pe care o aducem și de orice doleanță pe care o punem înainte. Dragostea pe care a arătat-o Tatălui, dragostea pe care a arătat-o Tatăl Fiului să fie între noi, ar trebui să ne facă conștienți. Pentru că cu ce dragoste L-a iubit Tatăl pe Fiul, așa ne-a iubit și Fiul pe noi. Și am putea să ne facem o introspecție când mergem la casele noastre, să vedem cam cât împlinim din această dragoste pe care Fiul a revărsat-o în lume. Sigur că se referia Dumnezeu la dragostea pe care o purtăm în primul rând pentru El, dar în aceeași măsură și pentru fiecare dintre aproapele nostru. Și cine este aproapele nostru? Cel care are nevoie de noi. Observăm în pilda samarineanului milostiv. Sigur că tâlcuirea rugăciunii arhierești ar putea continua mult și bine și merită acest lucru. Și în special Evanghelia după Ioan, pe care vă îndemn o citiți acasă. Probabil cu altă ocazie vom vorbi mai mult timp despre această rugăciune. Însă am să închei tot din Sfântul Apostol Ioan printr-un verset tare drag, care spune, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o dragostea mea. Amin. Bunul Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Părinte, mulțumim pentru
prezența la rugăciune, pentru cuvântul de suflet și mai ales pentru intensitatea rugăciunii cu care știu că ne învălui din parohia unde, din mila Domnului, ai fost încredințat ca să slujești. Mulțumim încă o dată, un singur gând, așa ca o încheiere a acestei seri frumoase de rugăciune și de priveghere. Citeam astăzi niște tratate de teologie destul de grele, de teologie comparată, și spuneau acolo niște indieni un lucru interesant, că la fel cum omul nu se naște într-o clipită, ci până să se nască durează un proces de mai bine de 9 luni, poate chiar peste 9 luni, ca omul să apară în lume din neant, din neființă într-o ființă, la fel și moartea se instalează în noi treptat și gradual. Cu fiecare păcat, cu fiecare abatere de la voia lui Dumnezeu, așa cum tare frumos spuneai, practic facem un pas înspre groapă. De aceea moartea trebuie să fie pregătită prin calea aceasta a pocăinței. Și rugăciunea aceasta extrem de intensă și de frumoasă pe care am săvârșit-o împreună denia canonului nu e altceva decât o șansă în plus ca să ne zgârcim cu păcatele noastre și să ne adâncim exact în ceea ce spuneai, Părinte, în această iubire a lui Dumnezeu care se intensifică și care ne deschide, de fapt, întreaga perspectivă a eternității. Să dea bunul Dumnezeu ca acest cuvânt de suflet al Părintelui nostru de suflet, Părintele Sergiu, să rămână în inima noastră și ori de câte ori ai drum înspre noi, deja te-ai anunțat cu o a doua tâlcuire a cuvântului rugăciunii arhierești, te primim cu sufletul deschis și cu emoție sfântă. Părintele va fi în mijlocul nostru și duminică seara la taina Sfântului Maslu de la ora 18, așa că să ne anunțăm unii pe alții ca să putem să ne unim în rugăciune. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem parte de o seară plină de har și de binecuvântare. Amin. Doamne ajută!